mai exact. De altfel, aceste presiuni au căpătat mult mai multe conotații decât le vedem zi cu zi. De la declarații publice, de la analize și contestări, fie judecătorului, fie hotărârea pe care se pronunță, s-a ajuns deja la intimidarea fătișă. Noi spunem că s-a dat deslegare serviciilor secrete de a fi mult mai vizibile decât probabil că ele își îndeplineau serviciile într-o modalitate mai ascultă. Toate acestea nu fac altceva decât să ducă la declararea justiției, la... Vă ascultăm! Lui încearcă pe toate mijloacele, inclusiv prin această modalitate care este nouă în cei 20 de ani care s-au scurs de la acea revoluție democratică, și avem sentimentul că, mai ales noi cei care am mai și lucrat înainte de 89, că astfel de practici, nu numai că nu credeam că mai pot să aibă loc, dar nici măcar nu le-am trăit personal ca experiențe profesionale. Și atunci înseamnă că inventăm modalități ca să reduce situația la tăcere, să-i punem cu un gură și mai ales să o aducem la ordine. Doamna Costiniu, doamna Costiniu, mă auziți? Vă rog. Înainte de a izbucni acest scandal deschis în presă, înainte de a ajunge la opinia publică, ați încercat să discutați cu reprezentanții SRI-ului? Ați ajuns la vreo concluzie? Câte vreme s-a prezentat din partea SRI Neam un lucrător în care a spus că defectul colegilor noștri afectează siguranța națională și că își rezervă dreptul de a mai cere relații suplimentare, este mai mult decât să fi încercat să obținem. Bineînțeles, președinta Asociației Magistraților din România a trimis o adresă pe preconducerea SRI, la care nu s-a răspuns nici până astăzi. Dacă un comunicat de presă noastră considerați că poate să fie un răspuns la o astfel de acțiune, eu mă îndoiesc. Suntem totuși instituții ale statului, justiția este totuși putere în stat, iar serviciul secret, sigur, cine e la gârpa lui poate să-l folosească cum dorește, rămâne totuși un serviciu care să fie în slujba cetățeanului și nu să opresească justiția. Doamna Costiniu, într-adevăr, singura reacție din partea SRI pe care o avem și noi în acest moment este acel comunicat de presă apărut săptămâna trecută, în care se spune că toată această intervenție a angajatului SRI a fost una oficială și care viza protejarea justiției până la urmă. Totuși, ce fel de informații a cerut acesta de la dumneavoastră? Astăzi, la conferința de presă care va avea loc peste câteva ore, se vor da toate detaliile legate de această intervenție a lucrătorului, astfel încât toată lumea poate fi influențată de exact care a fost interesul organelor pentru a desela ce urmărește judecătorul prin această scrisoare către înaltele forțe ale politicului internațional. Dar să nu uităm un lucru, ceea ce s-a scris în această scrisoare pe care noi am făcut-o publică și care a fost înmânată tuturor reprezentanților Consiliului Europene Superioare care au fost la conferința de săptămâna trecută, nu face altceva decât să exprime ceea ce noi spunem de ani și ani întregi. Deci cu nimic spectaculos sau nimic altceva decât ceea ce noi vrem să arătăm, că una se spune în declarațiile oficiale, la cineul sau la întâlnirile politice, și alta este realitatea cu care din se păcate nu mai avem timp la dispoziție.